copilării, alături de localnici din satul Poiana, au participat mai întâi la Sfânta Liturghie săvârșită de Mitropolitul Olteniei. Cei prezenți au asistat totodată la ceremonia de hirotonire a doi slujitori ai bisericii care au devenit diacon, respectiv preot. Al preasfințitul părintele nostru Irineu, arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei, pentru arhieria apărarea îndelunga petrecere, pacea, sănătatea și mântuirea lui, și pentru lucrul mâinilor lui Domnului să ne rugăm. Întreaga laiul a pornit apoi ca într-o procesiune spre dealul din apropierea bisericii, castelul Roșianu din satul Poiana fiind locul unde mitropolia va construi un centru multicultural pentru tinerii ortodoxi. Această perioadă din an e perioada în care se organizează acest eveniment cu binecuvântarea preasfințitului părinte mitropolit Irineu și după cum ați văzut, am început cu Sfânta Liturghie, apoi o să avem Agapa, de după Sfânta Liturghie pentru tineri. Scopul întâlnirii a fost acela al dezvoltării abilităților liderilor grupărilor parohiale de tineret de a iniția activități de voluntariat. Acest centru de tineret pastoral are în obiectiv întrunirea și organizarea multor probleme care să le rezolvăm. Tinerii prezenți au avut parte și de un program artistic, precum și de o agapă arhierească, urmată de lungi dezbateri pe teme biblice. Pentru prima dată. Despre familia creștină, în viața tinerilor, despre tineri mai mult, se axează pe tineri. Fac parte din formația Altița Bărbătești și am venit cu doamna Roșu să facem o prezentare. La acest seminar vom discuta despre educația religioasă în viața de zi cu zi. De pasiunea pentru religie. Din familie. Locul unde a avut loc congresul va deveni un spațiu multicultural destinat tinerilor.